Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și versetul 62 din Matei, capitolul 26, marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis: nu răspunzi nimic ce mărturisesc aceștia împotriva ta. Iisus tăcea. Spiritualitatea unui creștin se vede și din cât control are asupra limbii. Maturitatea unui copil al lui Dumnezeu se vede și când a învățat să tacă și când știe ce trebuie să vorbească și când trebuie să vorbească. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce. Și un domeniu în care trebuie să ne cercetăm este în legătură cu stăpânirea de sine, cu acest control al limbii, al buzelor. Am rămas uimit, impresionat, de multe ori până la lacrimi. Mă uit la această propoziție dintr-un subiect și un predicat, două cuvinte care vorbesc extraordinar de mult. Cel în numele căruia ne-am adunat, cel care a plătit această masă, la această minunată sărbătoare, îl privim pe Domnul Iisus în ultima zi a vieții Lui de pe pământ. În prima parte a nopții, la casa Lui Caiafa, marele preot, la ora aceea, și apoi în ultima parte, cât și în ziua de vineri, la început, în zori de dimineață, în sala de judecată. Am rămas străpuns în inimă, privindu-L pe Iisus ca om, ca fiu al omului, uimit de tăcerea Lui. Pentru mine e un cuvânt care mă învață, dar îmi dă și putere să-L împlinesc. Să știu să tac în familie, în afara ei și oriunde, când trebuie să tac. Și același îndemn îl am pentru oricine se găsește la această sărbătoare minunată. M-a învățat tata și mama să vorbesc într-un an, doi, și încă sunt la această școală să învăț să tac. Am dorință să ajung la doctorat și să fiu și profesor, având această diplomă în școala tăcerii. Mi-am dat seama când am vorbit și nu trebuia să o fac, n-am mai putut aduna cuvintele. Mi-am dat seama de relații stricate, de atmosferă creată și privindu-L pe Domnul Iisus, care mi este cale și care, așa cum spunea Ioan în prima lui epistolă, în capitolul 2, versetul 6, dacă cineva zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Domnul Iisus. Amen.
Ajută-ne, Doamne. Nu să fac minunile pe care le-a făcut El, să înviez morții, să mor ca și El, să cer vânturile mari să transform apa în vin. Nu asta mi se cere. Mi se cere să tac cum a tăcut El. Un exemplu, să trăiesc cum a trăit El. Ajută-ne, Doamne. În fața Lui erau câinii, bivolii și un leu. Și citesc versetul 3:59 din Matei 26. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul, completul de judecată, despre care în psalmul 22, mai mult de 15 profeții în detaliu care privesc ultima zi a Domnului Iisus vorbesc și erau chiar aceștia. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Leul, marele preot, n-a rezistat, n-a putut să tacă, și-a pierdut cumpătul și a ieșit din fire. El care trebuia să-și păstreze calmul ca mare preot care conducea completul acela de judecată, se ridică nervos și agitat. Tu nu te aperi? Auzi ce te învinuiesc aceștia? După aceea își rupe hainele, călcând legea din Levitic. Da, leul, taurii din Basan l-au luat în coarne, câinii îl mușcau, tot soborul, bătrânii poporului. Pentru că în aceea noapte noi citim, dacă citiți cele patru evanghelii, îl băteau cu pumnii, îl loveau cu palme, îi smulgeau barba, îl scuipau, îl legau la ochi și apoi îl loveau și întrebau, prorocește, cine te-a lovit? Îl mușcau din toate părțile, îl luau în coarne bivolii și taurii din Basan. Marele preot la care te așteptai cu mult mai mult, iar Iisus tăcea. De unde atât control? De unde a stăpânirea de sine? Nu-și pierde cumpătul, are pace, are liniște. Din când în când vorbea când trebuia să vorbească. El era stăpân pe situație, ceilalți își pierdeau controlul, agitați, nervoși, loveau, băteau, scuipau, se ridicau în picioare. Iar El, condamnatul, El, mielul și oaia pe care o duci la măcelărie, n-a deschis gura deloc. A stat mut în tăcere, da. Și asta mă învață pe mine, să tac când trebuie să tac, da. Să vorbesc când trebuie să vorbesc. Dacă știu să tac, mi se va deschide gura larg ca și Anei, care ani de zile a fost înțepată de penina, dar și când și-a deschis gura, de 2100 de ani se cântă cântarea Anei, mi se bucură inima în Domnul. Mare lucru este să
Învățăm tăcerea și să știm când trebuie să vorbim, să avem control asupra limbii, să avem stăpânire de sine, să fim stăpâni pe situație. Da, mare lucru este. E o zi de cercetare. În fața noastră îl avem pe Domnul Iisus ca om. Era sărbătoare, n-aveau voie să-l condamne în timpul sărbătorilor. Codul penal, legile evreiești spuneau, este Paște, n-aveau voie niciun proces, nicio condamnare. Era noapte, noaptea nu aveau voie să se întrunească să-l condamne. Nu aveau niciun proces verbal cu faptele, locul, data și martorii. Care de care vorbea, trebuia să fie și martori ai apărării. Au fost numai mincinoși după mincinoși care să-l condamne, până au venit doi specialiști în minciuni. Și toate au fost neadevăruri. N-aveau voie să rostească sentință la moarte și ni se execute doar după o zi și mai mult. Probabil martorii se răzgândeau la acuzele depuse. Au încălcat toate normele, au încălcat toate regulile. Întruniți la o pușcătură de deget, adunați acolo, înfierbântați și seteoși de sânge, erau invidioși și geloși. Ana, care nu era mare preot, dar era cu afacerile de la templu, și el, Iisus, a fost un pericol pentru afacerile lui și el a participat la judecată, nu avea dreptul. Nu aveau voie să-l condamne fără votul soborului, a Sinedriului. Ei l-au condamnat la moarte, la strigătele mulțimii, turma pe care se duce încotro, o manipulez. Și în aceste situații, Iisus tăcea. Când a fost învinuit că strică templu, că de blasfemie, învinuit că nu plătește dare la templu, că și pe alții învață să nu plătească impozite, învinuit că face răscoale și ațâță pe alții la răscoale, s-a uimit Irod și Pilat și Caiafa, cum de nu se apără, cum de nu se ridică. Iisus tăcea, Iisus tăcea. Tu ai fi putut să taci, ai putut să taci, poți să taci la învinuiri, la acuzații, când te mușcă caracterul de câine, când bivolul te ia în coarne și te face praf, când leul se ridică să putem tăcea. Ce ziceți? E un control astăzi și o verificare și o cercetare și o judecată personală. Da? Mă uit și la ceas și m-am întrebat, de ce ai putut, Doamne, să taci? Tu mi-ai croit o cale. Eu trebuie să trăiesc cum ai trăit tu. Dacă tu ai putut tăcea, eu sunt convins că și eu voi putea tăcea. Cum de ai putut tăcea? La toate acuzațiile, la toate nedreptățile, la completul ăla de judecători, cum de ai putut tăcea? De ce atâta calm și atâta liniște? Cum de ai fost tu stăpân pe situație? Cum de ai avut o față așa de blândă și liniștită? De ce atâta pace peste tine? De ce atât control psihic?
emoțional, sentimental, nu se pierde, nu vorbește când vorbește în plus, nu face gesturi ieșite de sub control. De unde atâta putere? Și am văzut cum citea fratele păstor Vasile, chiar capitolul ăsta l-am citit astăzi, Matei 26, și mi-am dat seama că nu-i la voia întâmplării. Astăzi ne este scos în evidență Fiul lui Dumnezeu și o cercetare asupra limbii noastre în a ne apropia de trupul și sângele Lui. Citiți, vă rog, vă invit, citiți Matei 26 și finalul Evanghelilor și Isaia 53 și Psalmul 22 și 40. Știți de ce a putut tăcea și de ce toate spuse adineori? Veți vedea deseori în ultima zi a vieții lui. Toate aceste lucruri trebuiau să se întâmple. A tăcut pentru că Isaia a zis, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie înaintea celor ce o tun, n-a deschis gura deloc. El a știut despre mine. El cunoștea Isaia 53 pe de rost. El cunoștea Psalmul 22. El cunoștea profețiile. Și el a înțeles, eu trebuie să tac. Eu trebuie să fiu miel, nu leu. Eu trebuie să fiu oaie, nu câine. Eu trebuie să fiu blând, să nu iau în coarne pe nimeni. Lasă să mă ia ei, lasă să mă nedreptățească ei. Despre mine în sulul cărții e scris că trebuie să tac. Și cuvântul i-a dat informație și el a călcat exact ca un GPS, du-te la dreapta, du-te la stânga, oprește-te, nu te opri. Cuvântul era un GPS în mintea și în inima lui și tot ce a făcut el a zis, trebuie să se împlinească, este scris. Și el, întocmai cum cânta fratele, pal cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să tac, Doamne, ajută-ne să ne umplem de cuvântul Tău, să știm ce trebuie să facem în orice situație. Voi veghea asupra căilor mele, să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâugurii mele câtă vreme va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere. Profeția David în Psalmul 39, de la 1 în jos, deși durerea mea nu era mică, era mare, dar am vegheat asupra căilor să nu păcătuiesc cu limba. Stimați părinți, tați, copii, mame, soți, soții, slujitori, ne propunem, ne înscriem la școală, suntem pe băncile școlii acesteia să învățăm tăcerea. Să știți că e mare lucru, mă apropii de încheiere imediat. Nu numai cuvântul l-a ajutat, i-a fost în inimă, l-a urmat, l-a cunoscut și a însușit, l-a trăit în mod plenar. În al doilea rând, el se roagă. O rugăciune de oră, a doua, a treia, eu cred că tot de câte oră, oricum prima e clar, a fost de oră. Știți ce s-a întâmplat? A venit tatăl și a trimis un înger să-l întărească. În Evrei 9 am citit un mare lucru. El s-a dat la moarte prin Duhul Celui Veșnic. Aleluia! Dacă nu suntem plini de Duhul Sfânt, nu vom tăcea. Ne va merge gura ca o moară stricată, vom jigni stânga și în dreapta, vom strica relații, vom arunca noroi pe haina Domnului Iisus. Dar dacă vom fi plini de Duhul Domnului, nu prin putere omenească, prin Duhul lui Dumnezeu, vom învăța să practicăm ceea ce învățăm. Doamne, ajută, umple-ne de putere
Și când nu putem tăcea, să mergem repede la rugăciune, că nimic nu-i mai important ca o oră de rugăciune. Să ne închidem gura, să tragem fermoar pe buze și să tăcem, că Domnul ne va deschide gura și vom avea cuvinte profetice, cuvinte unse, cuvinte cu sare, cuvinte cum de lemn și lumină, cuvinte care vor da har și vor da putere, da, rugăciune. Și am încheiat într-un minut. El ne iubea pe noi. Dacă-i cu putință depărtează paharul, să nu fiu despărțit de tine. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Nu vreau, dacă se poate, să fiu părăsit, că-s făcut păcat și blestem. Conștiința mi s-a pus păcate pe ea, nu eu le-am făcut, el a fost fără păcat. Și-o zis tatăl, dacă vrei Nelu și pastorul Vasile și Simida și Beni și Simbi și așa, dacă vrei să fie mântuiți, trebuie să bei paharul. Și în acest complet de judecată și în ultima zi a vieții lui, îl privim de dragul meu și de dragul tău. El tace, nu se răzbună, nu îi se aude glasul pe uliță, el duce mântuirea până la capăt. Și pe cruce zice, s-a sfârșit. Neamul omenesc care crede și primește, e mântuit. Și eu zic, aleluia! Și aleluia înseamnă și lăudat să fie Domnul în veci. Amin.